avem această declarație din această sală, pentru că mi-aminteam aici, am format, nu? Am anunțat și formarea Uniunii Social-Liberale, în mod oficial vorbesc. Este sala Parlamentului și deciziile pe care forurile noastre politice le-au luat aici, în incinta acestei clădiri, se referă la o coaliție de guvernare, o coaliție parlamentară și o coaliție de asigurare a majorității pentru guvernul României, un guvern ale cărei obiective și componențe, evident, o voi prezenta plenului reunit al Parlamentului României conform dispozițiilor constituționale. Aș vrea să trec foarte rapid la ceea ce probabil așteptați mai mult, pentru că referirile principale la programul de guvernare, la obiectivele fundamentale, așa cum este normal, le voi face în fața Parlamentului la momentul ședinței pentru învestirea guvernului. Vreau de la început să vă spun că am gândit o structură a guvernului care să răspundă ideii unei responsabilități mult mai clare și mai directe a fiecărui membru al guvernului, o singură persoană care răspunde de prea multe domenii din punctul meu de vedere și conform filozofiei administrative pe care o împărtășesc. Nu este întotdeauna soluția cea mai bună. Am dorit ca practic fiecare portofoliu din Comisia Europeană, important pentru noi ca țară, să aibă un membru al guvernului care să răspundă direct de relația cu comisarii europeni și cu structurile europene, și am gândit această structură în ideea în care nu doar reprezentarea politică, reprezentarea profesională și obiectivele fundamentale pe următorii 4 ani ale actualului guvern, un guvern care va fi cu un mandat de plin, nu un mandat provizoriu, așa cum a fost cel din învestit pe 7 mai, să poată să le atingă în următorii 4 ani. Structura guvernului, așa cum am propus-o conducerii Uniunii Social-Liberale, reprezentată aici de cei doi președinți, dar discutată și cu domnul președinte Oprea al UNPR-ului și după aceea aprobată în cadrul structurilor fiecărui partid în parte, presupune 20 de ministere, ministere în sens instituțional, 6 miniștri delegați, care fac parte instituțional din și structurile lor din cele 20 de ministere, dar au atribuții foarte clare și responsabilități în fața mea și în fața structurilor europene, și un viceprim-ministru fără portofoliu care mă va sprijini în toate situațiile care țin de securitate națională, de situații de urgență, așa cum este cea de acum. Vreau să încep prin a-i mulțumi domnului ministru Dușa, care astăzi, în timp ce noi aici avem ședințe politice și începe și activitatea Parlamentului, se află la Botoșani împreună cu șeful Inspectoratului General de Poliție, cu reprezentanții CNADNR, ISU, și muncesc practic pentru a-i ajuta pe cei aflați într-o situație extrem de gravă, produsă de intemperii de o consistență și în mod clar de o amploare care face această muncă extrem de dificilă. Și mulțumesc lui Mircea Dușa pentru ceea ce face în acest moment și tuturor celor care se află în continuare în județele afectate. Referitor la structura guvernului, vă voi citi portofoliile și persoanele propuse de mine ca și candidat la funcția de prim-ministru în urma consultărilor și deciziilor adoptate în cadrul fiecărui partid component al Uniunii Social-Liberale. Viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale și administrației, domnul Liviu Dragnea. Viceprim-ministru, ministru finanțelor publice, domnul Daniel Chițoiu. Viceprim-ministru fără portofoliu, cu acele competențe despre care vă vorbeam, domnul Gabriel Oprea. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Daniel Constantin. Ministrul de Interne, domnul Radu Stroie. Ministrul Afacerilor Externe,
domnul Titus Corlățean, ministrul Justiției, doamna Mona Pifniceru, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice, doamna Mariana Câmpeanu, ministrul Industriei, Comerțului și Competitivității, domnul Varujan Vosganian, ministrul Energiei, domnul Constantin Niță, ministrul Transporturilor, domnul Relu Fenechiu, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, doamna Rovana Plumb, ministrul Apelor, Pădurilor și Pisciculturii, doamna Lucia Varga, ministrul Apărării Naționale, domnul Mircea Dușa, ministrul Educației, domnul Remus Pricopie, ministrul Sănătății, domnul Eugen Nicolescu, ministrul pentru Societatea Informațională și Comunicații, domnul Dan Nica, ministrul Culturii și Cultelor, domnul Daniel Barbu, ministrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Mediului de Afaceri și Turismului, mulțumesc, am pus inițial doamna Maria Grapini și îmi cer scuze, dar m-am concentrat pe toate numele și... Da, încercam să, acum, în timp ce vă citeam numele, să văd cât de multe doamne sunt reprezentate în guvern, pentru că mi-am dorit acest lucru și... Sigur, se îmbunătățește proporția și reprezentarea, dar încă mai e mult până la ceea ce îmi doresc. Da, apreciez acest lucru. Deci, ministrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Mediului de Afaceri și Turismului, doamna Maria Grapini, ministrul Fondurilor Europene, domnul Eugen Teodorovici, ministrul Sportului și Tineretului, domnul Nicolae Bănicioiu, aceștia sunt miniștri. Am spus, dacă nu am greșit, 20 de ministere și miniștrii cu portofoliu plin. Ministrii delegați. Ministrul delegat pentru buget, domnul Liviu Voinea. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, domnul Dan Șova. Ministrul delegat pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și învățământ superior, domnul Mihnea Costoiu. Ministrul delegat pentru dialog social, doamna deputat Doina Pană, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, domnul Cristian David și ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, domnul Mihai Voicu. Acestea sunt propunerile pe care le voi prezenta, le voi transmite mâine către Parlamentul României, urmând ca miniștrii desemnați să fie audiați în comisiile de specialitate și în funcție de votul comisiilor de specialitate vineri să avem prezentarea programului de guvernare și votul pentru învestirea noului guvern. Cam atât doream eu să vă spun, domnilor președinți, sau cum facem? Răspundem la întrebări. Răspundem la întrebări, vreau doar să precizez pentru curiozități speciale. Eventuale proiecte speciale, că miniștrii care au intrat în echipa premierului din partea Partidului Național Liberal au fost propuși de către mine și de către biroul politic, dar au fost votați de către Consiliul Național Executiv al Partidului, 54 de voturi pentru și un vot împotrivă. Am spus acest lucru pentru a sublinia faptul că au deplinul sprijin politic, așa cum are evident primul ministru și întregul guvern, deplinul sprijin politic din partea Partidului Național Liberal. Succes, domnule prim-ministru! Vă mulțumesc și de acum încolo să vă țineți locul în mijloc, că m-am obișnuit așa. Eu se pare că oricum voi fi ținta principală. Da. Vreau să fac eu precizarea, domnul Daniel Constantin a făcut deja acest lucru, dar vreau să întăresc. Partidul Conservator a avut în negocierea dintre noi posibilitatea alegerii funcției de viceprim-ministru, așa cum are domnul Oprea, sau de a avea două portofolii și domnul Daniel Constantin, ca un adevărat lider conservator, a dorit să fie și doamna Grapini membru în guvern și nu este viceprim-ministru, dar sper că va fi în continuare un ministru foarte bun al agriculturii. Bravo. E corect?
Da, e corect și vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru... Doamna Grapini să vă mulțumesc. Da, sigur. Doamna Grapini, cred că o să vă mulțumesc și dumneavoastră personal. O să fac eu în numele domniei sale. Vă mulțumesc și în numele domniei sale și în numele meu pentru faptul că ați acceptat, pentru disponibilitatea pe care ați avut-o de a avea un dialog cu fiecare parte, pentru faptul că, iată, dincolo de chestiunea administrativă, suntem la 2 ani de zile de când s-a constituit Uniunea Social Liberală. Am avut atunci obiectivul de a câștiga alegerile parlamentare și de a forma guvernul. Ne-a mai rămas un obiectiv pe care trebuie să-l îndeplinim, acela de a guverna împreună o perioadă lungă de acum înainte. Vă urez succes în calitatea dumneavoastră de prim-ministru. Acum, am băut și apă, vă rugăm. Cine? Doamna Ecaterina Brunescu, de ce nu se mai găsește să plăsească? Eu vreau să precizez, așa cum am precizat și în Comitetul Executiv Național, că am fost foarte mulțumit de activitatea doamnei Andronescu ca și ministru, că o apreciez enorm de mult, de altfel va fi președinta Comisiei de Educație din Senat. Cei doi rectori tineri, domnul Pricopie și domnul Costoiu, fost secretari de stat ai doamnei Andronescu, deci crescuți de doamna Andronescu, vor avea în urma discuției dintre noi trei, pentru că am discutat și cu doamna Andronescu și cu cei doi rectori, vor avea o sarcină extrem, extrem de dificilă. În continuare, o spun, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății sunt priorități, dar în absolute ale guvernului, dar în același timp reprezintă și domeniile cele mai dificile de organizare, de efecte sociale, de bugetare. Acolo e marea problemă și a fost o discuție pe care eu, de altfel, doamna Andronescu, în luna mai, când a acceptat propunerea mea de a fi ministru, a fost, ca și domnul Georgescu, ca și alți miniștri, a fost o discuție și o înțelegere până la învestirea noului guvern. Iar cei doi tineri rectori, repet, sunt foști secretari de stat ai doamnei Andronescu, sunt doi oameni tineri și care sper să facă față la ceea ce va fi cel mai greu minister. Educația alături de sănătate. Domnul Nicolescu are experiență mai mare și e mai rezistent. Și l-are pe domnul Arafat alături. O întrebare. Vă rog. L-ați înștiințat pe domnul Traian Băsescu despre lista, despre componența guvernului? Și nu, pentru că nu aveam cum să-l înștiințez până nu se luau deciziile. Voi discuta cu domnia sa și, de altfel, vineri, după ce este votul în Parlament, vom merge cu toții la Palatul Cotroceni pentru a depune jurământul. Deci n-ați vorbit azi? Astăzi nu am reușit să vorbesc. Și ne spuneați că o să ne arătați documente semnate. Da, am epuizat guvernul, rămânem la ce vă interesează pe dumneavoastră, da? Documentul. Bine, e în regulă. Până la urmă, interesul presei... Da. Am aici acordul de colaborare instituțională. Îmi pare rău cel prezentat astăzi pe surse, cred că de domnul senator Sorin Roșca Stănescu, nu este acordul final. Faptul că a apărut Ciorna mi-a lămurit de unde este. Și apreciez informațiile pe care colegi de-ai noștri le-au direct de la PDL. Da, așa se întâmplă. Este un acord de colaborare instituțională care prevede, da, vă fac copie pentru absolut toți, care prevede principii și valori comune, orientarea strategică a României, partenența la NATO și la UE, securitatea României, independența justiției, asigurarea funcționalității instituțiilor, priorități de apărare, orientarea în direcția aprofundării integrării în cadrul construcției europene, coeziunea mesajului extern, spații, evitarea confruntărilor publice, absorpția fondurilor europene, politică externă, securitate, spații de cooperare și probabil pentru dumneavoastră va fi mai interesant o anumită parte care vorbește de conduita publică a celor doi semnatari, președinte și primul ministru, apropo de modul de adresare și respectarea funcțiilor. Repet, este un acord care practic preia prevederi constituționale și prevederi de bună funcționare a instituțiilor statului. Vi-l pun la dispoziție și marele mister s-a elucidat. Inclusiv pentru mine s-a elucidat de unde erau informațiile. Nu sunt de la niciunul din cei patru participanți. Andreea Zucona, de la 3. Da. Sunt la dumneavoastră în funcția de candidat în funcția
funcția de prim-ministru a fost condiționată de semnarea acestui acord? Nu. A fost o discuție și un acord prin care cei care ne cunosc mai puțin, și anume liderii europeni, să aibă garanția că nu mai vorbește nimeni nici de lovituri de stat, nici de lucruri care în această vară au fost prezente. A fost semnată inițiativa dumneavoastră sau a fost ședință? Vă dau documentul și restul discuțiilor le avem cu prima ocazie. Cine a făcut acest acord? Ați spus că am plecat de la procedură. Dați-mi voie să vă prezint documentul și restul curiozităților le satisfacem ulterior. Deci sunt cu două de mare, mi-l arătați? Nu. De unde îți vi-l arăt? Ăsta l-am. Poftiți. Mă rog, mai e ceva ce vă interesează? Că dacă am rezolvat cu guvernul... E convocat Parlamentul peste 10 minute. Da. Am observat pe listă, în lista numărilor ministrii, că nu sunt cei care au fost acuzați sau... de Anica fiind restat din compatibilitate. Da, e corect. Vreau să întreb, aveți cumva problemele ca să fi respins la 1% domnul Dragnea sau domnul de lucru de chiu? Nu. Din punct de vedere legal, conform legii răspunderii ministeriale, toți candidații propuși îndeplinesc condițiile legale. Referitor la cei trei miniștri, pe care eu îi apreciez foarte mult, și care am lucrat foarte bine și cu care sper să lucrez în continuare ca miniștri, la momentul la care toate acuzațiile aduse se vor dovedi a fi nefondate, și mă refer la domnul Helvic, domnul Silaghi și domnul Pop, am considerat ca o chestiune de oportunitate ca ei trei, de altfel domnul Helvic este secretar general, domnul Pop este la primul mandat de parlamentar, am considerat ca în această fază să nu facă parte din guvern. Eu sunt absolut convins și sigur aștept ca și dumneavoastră decizia finală a justiției și dacă așa cum cred va fi de respingerea acuzațiilor celor de la ANI, repet, toți cei trei, eu am lucrat foarte bine cu ei și îmi doresc să lucrez la un moment dat din nou cu ei ca miniștri. Însă au o procedură pe rol de la ANI. Referitor la cei doi pe care m-ați întrebat, lucrurile, din punct de vedere legal, sunt foarte clare. Iar după ce avem cazul QRU, cred că ar trebui să fim mult mai prudenți în a... Bun, și cazul mătușa Tamara, achitat, domnul Năstase, da? Și alte cazuri, cazul Atanasiu la apărare. Cred că ar trebui să fim un pic mai... chiar să respectăm ceea ce am scris în Constituție, prezumția de nevinovăție. Nu reușesc să mă concentrez pe toate. Vorbim după, să nu le vorbim pe toate azi. Doamna, subiectul acestei întâlniri a fost constituirea noului guvern, care subiect vă perpelea foarte tare în zilele trecute. V-a dat și acordul... Îl dau, îl dau. Alex, unde e Alex? Eu am voie să vorbesc oricum. Deci, nu, exact, nu faceți parte. Da, da. Am voie să vorbesc cum cred de ființă. Bun. Acum, peste, cred, 5-6 minute, este ora de reunire, de convocare a noului Parlament. Am stat la dispoziția întrebărilor dumneavoastră pe acest subiect. Discutăm fără niciun fel de reținere, cred că ați văzut și acel subiect și oricare altul, dar nu acum, dacă aveți acest înțelegere. Cu guvernul e clar? E clar. Atunci haideți la Parlament. Clar, clar. Despre guvern? Despre guvern. Vă rog. Despre guvern și documentul pe care ați relaționat cu președintele, având în vedere că USL-ul are o majoritate atât de puternică în Parlament, de ce era nevoie de un astfel de document de reconciliere între guverni? Dintr-un motiv foarte simplu, am considerat și mi-asum faptul că pentru România o criză politică acum ar fi fost un lucru foarte rău. Pentru presă cred că ar fi fost bun. Dar pentru România ar fi fost foarte rău acum să nu avem guvern, să nu avem buget și să, în loc să ne ocupăm de zăpadă, de pensii, de buget, să ne ocupăm de conflicte constituționale. Îmi asum acest lucru și în continuare cred că am făcut ce trebuia să fac ca lider responsabil ales de această țară. Sunt alături de premier în această decizie. Ultima întrebare. Dumneavoastră erați, nu sunt
de acord cu prezentarea lui Gabriel Oprean Cuvernează, că este un guvern. Mai vă rog frumos, sunteți profesioniști, sunteți oameni deja bătrâni în meserie. Citiți, domne, frazele până la capăt. Când am spus că nu a semnat nimeni un acord în numele USL cu Băsescu, v-ați făcut mincinos. Domnul prim-ministru a semnat acest acord, citiți-l în calitate de premier. Fost și desemnat. Nu în numele Uniunii Social Liberale. Deci n-am mințit cu nimic. Acum, n-am spus niciodată că nu are ce să caute Gabriel Oprea în guvern. Vă mai spun odată, NPR-ul este un partid care, sub conducerea lui Gabriel Oprea, s-a asociat cu Uniunea Social Liberală, a intrat în ea. Eu mi-am pus semnătura alături de Victor Ponta, lângă semnătura lui Gabriel Oprea. Oricine poate să judece asta, dar vă aduc aminte că am fost împreună, asumând acest lucru, în fața alegătorilor. Deci discuțiile interminabile despre prezența lui Gabriel Oprea în guvern sau nu, din punctul meu de vedere, nu sunt justificate. Eu am semnat niște acte cu Gabriel Oprea, ne-am dus în fața alegătorilor la vedere și am candidat împreună, evident chiar dacă nu în același colegiu, și este normal în acest moment dacă și el face parte din guvern. Eu vorbeam acolo despre Ministerul Apărării și nu mai deschid această discuție, cred că lucrurile sunt clare. Citiți frazele, uneori chiar propoziții, deci sunt scurte, până la capăt. Vă rog frumos, și mai porniți de la premisa că suntem mincinoși și vreți să vă păcălim. Nu, e de la Antena 3, normal. Cu atât mai mult că sunt oameni serioși. Hai. Mulțumim, se deschide parlamentul. Nu, vă rog. Nu. Nu, dar... Vreți altă întrebare? La finanțe, la SGG, deocamdată e domnul Moraru, e decizia primului ministru. Dar nu e membru al guvernului. Păi sunt 20 de ministere. De aceea v-am prezentat. Sunt 20 de ministere. Sunt multe, sunt puține. Asta.